Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live, deci din studioul HDV. Sunt foarte bucuros să văd că se poate face performanță mondială chiar și la Dumbrăvița. Adina Mihaela Diaconu de la ACS Dumbrăvița a câștigat împreună cu colega ei Andreea Dragoman aurul la campionatul mondial pentru junior la tenis de masă. Fabulos, aș putea spune, căci să pleci de la Dumbrăvița și fac pariu că nu sunt acolo condițiile cele mai bune de pe planetă și să ajungi la o asemenea performanță este mai mult decât de lăudat și e bine să vorbim și de lucrurile acestea extraordinare și să ne aducem aminte de fiecare dată că ne place când vedem drapelul României ridicându-se pe cel mai înalt catarg la tot ce înseamnă competiția mondială, dar uităm că, din păcate, statul, de foarte multe ori, contribuie prea puțin la performanțele acestor oameni care sunt, poate, mai valoroși decât o armată de ambasadori. Dar în această seară nu vom vorbi despre performanțele sportivilor. Poate că Adina, când se va întoarce, va veni la o ediție Press Alert Live să ne povestească despre tot ce a fost acolo și cred că o să fie o ediție interesantă. În această seară discutăm despre alegeri, dar nu despre partea politică, căci am un invitat apolitic, desigur, dar care a trecut prin toate regimurile politice, cum îi stă bine unui înalt funcționar public, domnul subprefect Zoltan Maroș. Și bună seara, bine ați venit la Press Alert Live. Bună seara. Înalt funcționar public, am spus bine? Sunteți un alt funcționar public? Fost un alt funcționar public. Fost și viitor. Deci, no? E complicat de explicat, pentru că am toate cursurile necesare, post-universitarul, am examenele necesare, dar mi s-a luat titlul cu acea celebră ordonanță 77 și se pare că sunt singurul din România care nu l-am primit înapoi. Asta e discriminare. Ce a zis Maru și unde a fost? UDMR, nu îi dăm, lasă, PSD și PNL, hai că s-ai noștri, rezolvăm repede. Păi dacă vine UDMR-ul la guvernare, poate se rezolvă și la dumneavoastră sau trebuie iară decizia instanței? Nu știu, pentru că, uite, am fost repus pe funcție și... Păi domnul Cioloș ce a făcut? Nu m-a întrebat nimeni dacă mai sunt. Dar domnul Cioloș ce a zis? Nu, păi poate pe ultima sută să... Vede, emisiunea semnează înainte să plece de la guvern, semnează ultimul ordin să vă facă în alt funcționar. Sunt două posibilități. Ori să fii ca în alt funcționar public și atunci ești mobilitat. Adică ori... dacă vine un guvern care nu-i place noastră, vă trimite la... Înapoi la Consiliul Județean. Înapoi la Consiliul Județean. Pentru că am avut grijă ca să am postul de șef serviciu blocat pe perioada în care sunt aici. E foarte bine. Și deja a doua oară sunt în acest fel. Deci sunteți așa, de fapt sunteți, schimbați doar etajul și birou, nu? Da, deci de la etajul 2 și etajul 1. E bine, bine când ați ajuns la subsol sau la etajul 3, deci e ok, sunteți în grafic, domnule Maroși. Cum stăm cu pregătirile pentru alegeri? Pentru că trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, domnul Maroși este cel care se ocupă efectiv de organizarea alegerilor, desigur, sub un altul patronaj al prefectului județului Timiș, domnul Mircea Băcală. Nu cumva să nu credem că domnul Băcală nu se implică, nu e așa, domnule? Da, domnule Maroș. Bine, e șeful, semnează, aprobă, e de acord cu tot ce faceți, înțeleg. Nu, sunt două comisii, una din care fac parte cei care sunt conducători și suntem noi grupul tehnic pe care coordonez eu. Ce spuneți dumneavoastră, aia se aprobă? E clar, spuneam eu bine, așa, într-o formă mai nediplomatică. Da. Spuneți-mi cum stăm cu alegerile. Avem buletine de vot, ștampile, cabine, locuri unde să voteze poporul. Astăzi, la ora 2:30, 3 fără un sfert, au venit colegii mei de la sala de sport a fostului liceu agricol și mi-au raportat, ca să se face la noi, la Ministerul de Interne, că suntem gata. Adică acolo era ultima problemă? Totul este rezolvat. Dacă s-ar dori... De la ora 3:30 astăzi puteam să împărțim materialele și puteam și vota imediat după aceea. Excelent. Bun, haideți spuneți-mi cum stăm efectiv ca număr de secții de votare, unde ați avut probleme, spuneați de liceu agricol. Numărul secțiilor de votare este același ca și în vară, 595. A fost o solicitare la Comuna Moștința Nouă, s-a dorit o secție de vot nouă pentru cei care construiesc casă și s-au mutat în acele case
care sunt între Timișoara și Moștița Veche. Deci, practic, această secție a 596-a s-ar fi deschis la școala de la Moștița Veche, dar nu au numărul suficient de votanți și atunci nu s-a aprobat. Deci am rămas cu 595. Locațiile sunt quasi aceleași, iar cu excepția uneia din Căminul Cultural de la Iecea, unde nu era încălzire, în restul totul a fost ok, până alaltă ieri, când colegii mei de la situații de urgență au verificat din punct de vedere al pompierului și au găsit o neconcordanță la clădirea Romtelecomului de pe strada Torac. În ce sens? Nu aveau în ieși? Sensul că hidrantul era rupt și a fost rupt și astăvară și nu e normal. Adică știți cum, e bine să te ferești de necazuri. Corect. Pentru că bănuim că nu se va întâmpla nimic, dar e bine să ne ferim. Și atunci ce se întâmplă? Se va face? Se va repara hidrantul sau se mută secția? Nu, se va repara, se va repara hidrantul. Spuneați că a fost o problemă la liceul agricol? La liceul agricol problema este că școala momentan este dezafectată, fiindcă s-a comasat cu liceul silvic și ca atare tot sistemul de încălzire nu a fost pus în funcție. Ori noi când ne-am dus să lucrăm acolo, ne-a primit foarte rece. Da. Însă și pe această cale, dacă am șansă, atunci o să mulțumesc conducerii liceul silvic și acum și agricol, că în 4 zile s-a pus la punct problema. Bineînțeles că noi unde mergem ca musafiri pe bază de contract, acolo plătim serviciile. Dar faptul că domnul Vili, care e administratorul de acolo, s-a mișcat foarte mult și ne-a ajutat, e ok. Da, e important. Buletine de vot avem pe ce vota? Chiar discutam înainte de emisiune că am ajuns să tipărim la Iași, la Galați. Bine că nu la Chișinău sau la Seghet, că eram era mai aproape la Seghet decât la Galați. Eu în glumă la colegii că fiind singuri ofertanți, normal că am făcut toată procedura de achiziție publică, Gălățenii fiind singuri ofertanți, dacă ei nu răspundeau pozitiv la cerințele noastre, atunci aveam o problemă. Și chiar am spus în glumă că îi cunosc pe cei de la tipografia mare de la Becheș ceva, acolo este o tipografie foarte modernă, unde scot și cărți destul de frumoase, și am zis că îi cunosc pe ea, îi sun și tot rezolvăm cumva. Dar era legal, se puteau tipări buletinele lungare, acum nu, fără glumă, la modul serios. Era absolut legal. Pentru că noi suntem în acest sistem SEAP, da, care este un sistem internațional electronic, în care toată lumea din Europa care se înscrie poate să participe. Era bine, păi, tu cine știe, data viitoare le dați un pon la cei de la Becheșeva și... Ar fi, cum ar fi să vină? Dar vă dați seama atunci cum ar fi unii prin țară care... Domnule, fraudă, se tipăresc în Ungaria. Ce grav e, da. Ar fi destui. Că... Eu nu știu dacă suma ar fi foarte atractivă. Deci noi am plătit, hai să rotunjesc, cam 120.000 de lei. Am niște 10.000 de euro. Pentru 27 de tone de hârtie tipărită. Nu știu dacă e pentru o tipografie modernă care tipărește cărți, dacă este rentabil. Da. Interesant de văzut. Ce o să fie? Și buletinele de vot au ajuns deja? Sunt tipărite? Am fost printre primii din țară, fiindcă, având aceste emoții, vă spun sincer, am multe emoții. Deci, dacă cei de la Galați nu semnau contractul cu noi, nu știu legal cum o scoteam la capăt. Pentru că nu mai aveam timp ca să facem tot. Ce vă încurca? Care a fost marea problemă? De n-a fost decât un ofertant. A fost vreo chestiune, nu știu, vreo chestie specifică în cerințe de nu... Nu. Bine, noi am câteva cerințe specifice, dar cerințe absolut normale. Deci cerința noastră care era? Ca la machetare să aibă specialistul lor. Macheta o face specialistul nostru și specialistul lor doar confirmă dacă o poate prelua pe tipicul de tipărire. Mie mi se pare ceva absolut normal. La alții n-au ajutat așa ceva. Și alții, județele din jur, de exemplu, Carașul, Arad, unde au tipărit, știți? Aradul acasă la ei. Păi și cum, n-au venit cei din Arad care au tipărit să tipărească și buletinele de Timiș? N-au venit cu oferta cei din Arad. S-au interesat la 2 zile după ce a expirat termenul.
de ofertare. S-au trezit târziu. Iar cei din Caraș au tipărit la Târgu Jiu. Oricum mai aproape decât noi. Mai aproape decât noi, dar se pare că tipografia de acolo este mai puțin performantă decât cea de la Galați. Și au probleme? Și nu, dar nu știu dacă au probleme. Da, da. Cert e că am fost la Galați personal, m-am zis cu ei și au fost total ok. Și, deci, efectiv, la ora aceasta sunt tipărite buletinele de vot pentru Timiș? La ora aceasta, buletinele de vot pentru Timiș sunt împachetate pe fiecare secție de votare. Unde? În Timișoara? În Timișoara. Sunt sub pază deja. Sunt sub pază militarizată. Asta vă spuneam. Noi am putea să ne apucăm de voturi în Timiș. Păi, cum ar fi să votăm noi? Știți, să dăm un semnal. Ar fi interesant. Dar nu știu, acum... În America de Nord e normal, fiindcă fusul orar face ca cei din California să... Acum fie vorba între noi. După cum am văzut campania asta electorală, nu știu ce să zic, dacă ar fi bine sau rău, dacă ar fi bine sau rău să votăm noi în Timiș primii și pe sistemul azi în Timișoara, mâine în toată țara. Că am așa un sentiment că lucrurile vor fi puțin altfel în luna asta, la alegerile parlamentare. Cum simțiți? Ca și cetățeanul... Eu aici n-am voie să comentez. Nu, cum simțiți? Vor fi, fără să spuneți, dom'le, nu știu, sunt mai bun ea sau aia. Până la urmă sunteți un cetățean care votează. Cum vedeți lucrurile? Exact ca persoană apolitică, că după aceea vreau să discutăm puțin despre... Hai să spun, aventura dumneavoastră prin administrația publică Timișoană. Eu am impresia că cei care au făcut modificările și programarea acestor alegeri au făcut-o foarte conștient, urmărindu-și, în mod firesc, zic eu, țelul. Modificarea legislativă în ceea ce privește campania electorală, în opinia mea, dar absolut ca un cetățean, este că s-a trecut peste cal. Deci, pe când se permitea mai de mult ca să umbli cu dâra de făină după tine din sat în sat, acum să nu ai voie să pui un afiș mai la magazinul sătesc. Nu ai voie să pui la magazinul sătesc. Deci, dacă am o comună cu 7 sate, atunci primarul stabilește 2 locuri de afișaj și eu, în celelalte 5 sate, ce fac? Nu. Deci asta s-a sărit peste cal. Eu zic că nu este întâmplător. E dintr-o extremă în alta s-a trecut. Eu așa zic. Iar data aleasă este între două sărbători care iar nu poate să fie întâmplătoare. Păi, cum să zic, a fost guvern tehnocrat, ce să zicem, nu știm cui a picat bine. Că până la urmă, decizia dacă e să o luăm politic și aici nu e treaba noastră să comentați, a fost cumva dată de Dacian Cioloș, care e apropiat de președinte. Adică n-a luat-o, nu cred că a venit PSD-ul să spună, nu, chiar PSD-ul a cerut mai repede. PSD-ul, din câte știu, a cerut odată... Eu la nici la nicele două modificări n-am auzit nicio contestare din partea... Nimănui. Ba da, la data a fost. PSD-ul a contestat data alegerilor. PSD-ul a propus o altă dată, dar când și-a refăcut calculele la data nouă, a zis că, merge. E și mai bine. Păi nu, dacă mergi pe greșeală adversarului, ce să faci? În politică, știți, de multe ori să folosești... E ca și în artele marțiale, să folosești energia adversarului pentru a învinge. Da. Deci aici nu a fost problema. Interesant. Interesant de văzut. Credeți că vom avea probleme apropo de alegeri în Timiș? Sunt toate lucrurile puse în ordine? Sistemul acela de monitorizare va funcționa ca și la locale, cu scanările de buletine, cu STS-ul, cu rețeaua de verificare? Aici aș avea o subliniere, fiindcă, într-adevăr, e o noutate lucru cu tableta în secția de vot, dar exact ca și la instructaje, am participat la două, la cea din Timișoara și cea la comunele periurbane Timișoarei, și la fiecare am subliniat. Deci, partea oficială a mersului și a rezultatelor din procesul electoral românesc este cea scriptică. Deci procesul verbal întocmit în secția de votare, verificat la biroul județean electoral, acesta este un document oficial. Tot ce se face pe partea electronică este de supraveghere și de eventual clarificare a unor întâmplări. Deci documentul scris e sfânt și este bază. Acela este sfânt, iar electronizarea încă nu a pătruns la noi. Deși văd în media că foarte mulți au spus electronică. Nu, electronică va fi atunci
când instantaneu din secția de vot se va transmite către un server regional sau central rezultatul. Iar hârtia va fi cea de control, adică se va aduce a doua zi sau a treia zi și în cazul în care cineva vrea să controleze, va controla hârtie. Atunci vom avea un sistem electronic. Deocamdată e un pas înainte categoric, iar faptul că se filmează cu tableta numărarea voturilor este un aspect total nou acum. Deci e pentru prima oară? Pentru prima oară când se filmează numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal. Deci la fiecare secție de vot. Deci probă video ca la flagrantul de la DNA. Exact. Ca să n-ai vorbe la proces. Ca la un accident de stradă când camera de la butic vede cine a călcat pe cine. Nu, eu zic cu aia cu DNA-ul că e cu politicieni. Nu. Cu flagrantul. Eu rămân la butic. Acum o chestie de opțiune. De punct de vedere. Și cine va filma cel de angajatul SETS-ului? Operatorul SETS-ului? Deci, nu sunt operatorii STS-ului cei care verifică actele? Cei care verifică filmele după, da. Păi dar nu. Cei care deci iau buletinul și îl scanează, îl bagă în sistemul acela, în fantă și sunt angajați ai STS-ului? Nu, sunt cetățeni cu mare spirit civic care s-au înscris voluntari pentru operator la alegeri. Au fost la o inițiere pe care ați văzut cei de la STS și ei, colaborând cu STS-ul, își fac treaba. Deci, practic, scanează documentele pe baza căreia votează cetățeanul, iar la final, după ora 21, filmează numărarea. Aceștia sunt operatori, așa se numesc conform legii, și sunt cetățeni ca și noi, care se pricep să folosească o tabletă. Am înțeles. Și acum, bine, au fost înscriși cum se ține camera, știți că poți să filmezi, Mihai, nu e așa, poți să filmezi și să ai unghiul să filmezi în colțul camerei, nu să filmezi voturile efectiv. Deci, că știți cum e, unghiul întotdeauna... Repet că am fost la instruire și am pus accent pe două lucruri. Unu, după ce s-a încheiat procesul electoral, atunci ștampilele votat, se strâng toate să se vadă pe filmare, se numără și se pun într-un plic transparent. Asta sub privirea camerei. Iar acel plic este de unică folosință. Deci dacă l-ai desface încă o dată, nu mai poți să-l lipești la loc. Iar plicul cu ștampile votat se pun în așa fel încât unghiul din locul fix în care rămâne tableta, tot timpul se vadă plicul. Iar tableta se pune în așa fel încât să se vadă conturul mesei pe care se numără. Deci de pe masă nu pleacă nicio hârtie, pe masă nu vine nicio hârtie. Astea sunt cele două aspecte. Nu are cum să vadă ce scrie pe buletin și dacă îl pune pe grămada 1, pe grămada 2 sau pe grămada 7. Deci din acest sens, o conjurație a secției de vot nu va fi filmată. Am înțeles. Dar poți să ia, să pună unul, zic că-i vot cu DMR-ul, las că spunem la Forumul Democrat German. Da. Asta în acest sistem încă se poate. Încă se poate. Însă în secția de votare sunt membrii concurenților. Nu știu, dacă lipsește USR-ul, nu știu, sau PMP-ul, sau nu mai știu, ALDE, și zic că ăștia, câte voturi au ăștia? 100. Hai că le lăsăm lor 20, restul le împărțim. E destul de dificil ca să faci această înțelegere înainte de a porni tableta. Deci trebuie să fie mafios cei care care din start prevăd că vezi că ăla dar om și o să aibă voturi. E dificil. Dar nu e imposibil, e că românul este inventiv. Suntem o națiune talentată, asta e cert. Deci cu asta sunt perfect de acord. Suntem o națiune talentată. Însă, nu e perfect sistemul, dar cert este că față de ce se întâmpla mai de mult, acum progresăm și repet. Dar e bine inclusiv în campanie electorală, sincer. Adică noi, din păcate, aveți perfectă dreptate că nu știm să nu sărim dintr-o extremă în alta, da? De la BNR cât blocul cu 10 etaje în extrema cealaltă în care spuneați că noi voi afișe la buticul din ultimul sat. Pe de altă parte, zic că parcă e puțin mai ponderată și există un control cât de cât, pentru că zic așa, dacă tot se decontează, tentația chiar și a politicianului onest, dar care nu avea sume foarte mari,
să apeleze la tot felul de firme ca să primească foarte mulți bani negri pe care apoi să le dea contracte încălcând legea, se mai diminuează, mai scade marja aceea de obligații, zic. Greșesc? Nu, în general nu. Însă, repet, eu după fiecare proces electoral, cel puțin un an jumate, scriam cu pixurile pe care le primeam și acum nu mai primesc. Iar pe perioada în care încă fumam, aveam brichete iarăși, pe un an jumate. Ceea ce s-ar putea să lipsească acum. Și nu cred că era o mare supărare dacă se admiteau să împarți un pix sau da, brichetă. E drept. Deci aici cred că se exagerează. Eu zic că se poate... Se putea limita cumva. Dar eu cred că se poate upgrada și legea. Până la urmă sunt 4 ani în care se pot pune lucrurile și așeza într-o normalitate. Pentru că și acum s-a văzut, ok, care sunt limitele, unde s-a greșit, că s-a trecut dintr-o extremă în alta. Da. Bine, mai sunt aici... Care ar mai fi probleme pe care le-ați văzut în legea electorală, apropo de lucruri care nu sunt în regulă? Că vreau să vă loviți poate cel mai mult de ele în aplicarea lor pentru organizarea alegerilor. Din punct de vedere al legii, eu nu văd mari hibe. Ceea ce este uneori supărător este suprareglementarea pe care aduce Biroul Electoral Central. Deci până când legea electorală era destul de aproximativă, atunci chiar era nevoie ca să se precizeze. Însă de la ciclu electoral la ciclu electoral, aceste, cum spuneți dumneavoastră, aceste mici hibe s-au mai corectat. Și acum dorința de a arăta că și ei sunt judecători și ei sunt juriști, duce la o suprareglementare. Cum a apărut, de exemplu, acum 2 zile, în opinia mea, o suprareglementare care spune că datorită faptului că se predau foarte multe feluri de lucruri la terminarea activității în incinta Biroului Electoral Județean sau în apropierea ei, obligatoriu locțitorul președintelui secției trebuie să meargă și el, să-l însoțească pe celălalt. Uneori e nevoie, în alte locuri nu e nevoie. De ce trebuie de la București tu să stabilești că toți trebuie să meargă dacă au treabă, dacă n-au treabă, iar pe mine care organizez mă încurcă pentru că eu și așa primesc 595 de precedinți, 595 de operatori și acum mai trebuie să primesc în aceeași volum de aer încă 595 de locțitori din care 3 sferturi n-au de lucru. Asta e o suprareglementare. Și trebuie să vină să stea acolo sau poate să intre până la ușă, până la intrarea în prefectură, adică la revedere, domnul președinte, adică a reglementat și lucrul ăsta Biroul Electoral Central? N-avea cum să reglementeze, fiindcă... Deci spune, îl însoțește, ok. De la județ la județ se organizează diferit și în funcție și în locații diferite, deci până aici nu pot să meargă cei de la București, așa că noi o rezolvăm aici la Timișoara, nu zic că nu. Dar nu era nevoie să ne pună la o gândire suplimentară. Excelent. Ce să zic? Și atunci unde să-i primiți pe toți la prefectură? Aia mă gândeam acum. Nu o să-i primim pe toți la prefectură. Vă spun că noi o rezolvăm la Timiști. Vreau să văd ce fac colegii. Unde o să fie punctele de colectare, ca să deci zic așa? Tot ce este rezultat... La Timișoara? Decident. Nu, rezultat decident al procesului electoral, ce vorbeam mai înainte, acele hârtii, procesele verbale, toate intră în Palatul Administrativ al Județului. Deci tot ce este legat, de ele. Deci și ștampilele, inclusiv am fabricat ștampile de anulat. Deci acele calupuri de buletine de vot, care eventual nu vor fi folosite, din păcate putem spune. Și sigur nu vor fi folosite. Să spun că din păcate, că dorința ar fi ca să meargă toată lumea. Atunci nu mai trebuie cu mâna să scrie președintele, ia ștampila, pune o etichetă pe calup, pune ștampila anulat, semnează și așa terminat cu anularea. Pe când dacă n-ar avea condiții tehnice, ar trebui să ia buletin cu buletin să ștampileze cu ștampila de control a secției. Deci până aici mergem și toate aceste materiale care țin de procedura electorală, noi le culegem în Palatul Administrativ. Iar operatorul, acel ajutor, coboară din taxi, ajută pe președintele să ne predea buletinele de vot neutilizate, fiindcă din acesta, asta e o altă noutate a legii de acum, nu se mai predau la judecătorii ca înainte, ci se predau către instituțiile prefectului. Am organizat și acest lucru la noi în parcare,
Deci nu se intră cu sacii. Moșgerile nu intră în procesul de alegeri, la Timiș cel puțin. Și după aceea, deci ei depun acel sac, vine, unul intră în baza administrativă, iar operatorul merge la fosta finanță. Știți care e frumoasă? Din păcate nefolosită. Am înțeles cine a cumpărat-o. Îmi pare foarte rău că... Apropo, acum, paranteză. Am voie să fac o paranteză. Vă rog. Îmi pare foarte, foarte rău că tocmai în perioada în care se punea problema de a cumpăra acea clădire de către Consiliul Județean Timiș, nu eram... Adică eram angajat de Consiliul în sensul că eram la prefectură. Dacă eram acolo, cred că reușeam să-l conving pe domnul Bojin și pe ceilalți și chiar opoziția lui, ca să nu rateze această afacere, era extraordinar, vă dați seama. E o clădire mare, e destul de bine întreținută și toată... Cine a cumpărat acum? Ai voie să spui la dumneavoastră? Da. La altele zi, văd că n-ai voie să spui... La noi e multă democrație spre dispărarea unora. RDS, RCS București și acum se gândește ce să facă cu ea. A, sigur, o să găsească. Își mută televiziunea acolo. Cine știe? Da. E un spațiu foarte mare, e în zonă centrală. Însă, cei care îl administrează acum ne-au permis să o folosim o încăpere care oricum era goală. Practic, în momentul în care vin reprezentanții unei secții de votare, președintele va intra în Palatul Prefecturii al Consiliului Județean cu procesul verbal, ștampile și buletinele anulate. Eu le-am spus așa. Rămân în parcare. Ei în port bagaj trebuie să pună așa. Trebuie să pună dedesubt punga pe care o dă și care e rezistentă, în care are toate dosarele sunt pe culori. Sunt trei culori de dosare. În fiecare le-am spus și trebuie să pună. Ca să nu le încurcăm. Toate materialele ajutătoare să pun în pungă. Deci trebuie să avem la el punga. Și mapele ce culoare sunt? Roșu, galben sau albastru? Alb, galben și roșu. Deci ați avut foarte, foarte echite, adică așa, no, politically corect, galben și roșu și nu supărăm pe trebuia să puneți un verde. Nu supărăm pe nimeni. Așa, dar acum fie vorba într-o noi, că din UDMR faci, nici UDMR nu prea supără pe nimeni. Eu văd că e o politică care merge și în zona apolitică. Nu supără, de ce să supără pe cineva? Da. Se mai supără, dar discutăm și despre asta, chiar am nevoie de opinia noastră. Deci vine punga. Vine săculețul cu buletinele valabile exprimate, care va fi cam o treime din volum, jos. Vine șcătula cu ustensilele operatorului în portbagaj și deasupra vine sacul mai mare cu buletinele nefolosite și anulate. Intră în parcarea laterală spre medicină. Sens unic, dinspre șosea spre medicină. La barieră e un mare tir pe stânga. Coboară cei doi sau trei acum, după cum vrea becul. Iau sacul greu și procesul verbal pe care este specific Timișului și predau cele nefolosite și după aceea operatorul își ia gentuța și merge la finanțe, iar președintele își ia sacul mai mic și punga și ajutat de un coleg de la pompieri, intră în palatul administrativ. Și acolo este un circuit sens unic, dacă se rătăcește trebuie să revină afară să meargă din nou. Deci tot organizat nemțește. Ca să nu fie probleme. Vreau ca să ne respectăm. Da, și Timișoara va veni tot la Consiliul Județean? Toată lumea. Deci toată lumea, secțiile. Deci n-o să mai fie... Pe baza unui program. Deci n-o să mai fie cum era înainte, mă rog, cum a fost la legile locale, la că Timișoara... E specific localului. Deci acum toată lumea, inclusiv secțiile din Timișoara... Circumscripția este județul. Circumscripția este județul, perfect. Da. Și toți vin și programul i-ați anunțat deja orele cum o să sosească sau în funcție și contează? Sunt pe site-ul prefecturii de circa 10 zile. Bineînțeles că au fost discuții. Este inevitabil. Evident. Însă, din moment ce am anunțat de acum pe domnul primar când trebuie să pună la dispoziție mașina cu care să vină la Bej, colaboratorii domniei sale și președintele secției știu exact că ei trebuie să fie la intervalul orar. Deci pot să se ducă să doarmă până să vină, că bănuiesc că nu toată durează procesul până a doua zi. Au fost la mine vreo 2 sau 3 primari care și două doamne președintele secției, care m-au întrebat efectiv ce înseamnă această programare. Da, asta zic, se duc acasă, dorm, vin după aia sau cum fac? Le-am explicat că noi acum vineri împărțim materialele pentru județul Timiș, cu excepția municipiului Timișoara, la Timișoara le dăm numai sâmbătă și merg direct în secții. Procedura e următoare, tot un program, pe baza unui program, de la ora 7 începem până la ora 16, vin toți cei 98 de unități administrative, se duc la primărie, le depun
dacă au safe în safe, dacă într-o o cameră în care nu mai intră nimeni, fiindcă va fi sigilată, iar polițistul local stă în fața lui până la a doua zi. Ei, bineînțeles, fiind trei într-o poliție locală, se schimbă. Ei, la terminare, am spus, nu este cumva logic să parcurgi drumul invers? Dacă vrei să rămâi acolo, în la grădiniță, până luni la prânz, e democrație, eu lasă să până acolo. Bine. Sau vrei să vii la Timișoara, știind că tu la ora 1 noapte ajungi la Timișoara și vei fi, conform programului verificat la proces verbal, abia la ora 12 a doua zi, stai, dragă, 12 ore acolo, în sala multifuncțională a Consiliului Județean. Așa, trebuie să mulțumesc conducerii Consiliului Județean că ne-au permis să facem cum am vrut noi toate aceste organizări. Și aici, într-adevăr, e un mare lucru, mare ajutor de la Consiliul Județean Timiș. Poți să stai acolo. Îi punem muzică în surdină, însă ce este cert, că nu va intra la verificare înaintea celorlalți care sunt programați anterior și sunt prezenți. Și dacă întârzie unii, stau la coadă până... nu o să fie tot o masă, să fim realiști. Vor fi unii care o să întârzie, unii la unii care probabil că ar trebui să vină mai devreme și o să găsească un motiv de scandal și o să numere și o să răz numere. Că știți că întotdeauna... N-au fost alegeri să nu fie secții cu probleme, adică n-au existat în... Da, deci cei care vin mai repede, v-am spus cum facem cu ei, cei care vin mai târziu, îi aflăm pentru că la intrare pe circuit, în interior, deci nimeni nu va sta afară în frică. Am înțeles. Asta așa e rezolvat. Timișoara, Lugoș și Făget, aceste trei alternative sunt până la ora 4 dimineața în program. Ei vor primi bonuri de ordine. Iar la ora 4 o să știu exact care din secțiile, cele sunt 207 cu 32 și cu 12, deci 251 de secții, care nu au venit. Jumătate aproape. Care nu au venit. Și am două colege care sunt de serviciu și vor primi hârtia. Ăștia n-au venit, astea sunt telefoanele lor, aici e adresa și avem toate posibilitățile, inclusiv mașină la poartă cu jandarm care... poate să se bată la geam. Trimiteți mascații după ei? Nu chiar așa. Să nu-și iau jandarmii cagulele, dar să duc pregătiți de orice. Păi, dacă omul trebuie să vină. Ok. Eu de-abia aștept. Vă rog eu frumos, dacă trimiteți jandarmii să ia de acasă sau din secție, pe cuvântul meu că merg la 3 noaptea să fac fotografii și să relatez pentru că va fi fabulos. La 4 facem primul bilanț. La 5 dimineața, la 6. Deci ziceți că cine nu vine, am reținut corect, cine nu vine când e programat, va riscă, fi sunat, și dacă nici nu răspunde, riscă va să fi căutat, da. Îl caută jandarmii. Da. Cu un fel de mandat de aducere, așa. Nu facem exces exact. De forță. Nu. Da. Dar e evident că trebuie să vină. Deci, domnilor și domnilor, dacă sunteți președinți de secții de votare și vă gândiți să faceți o glumă, atenție, uba, duba, vine duba cu jandarmi, că să vă aducă la prefectură. Și cu amendă. Și cu amendă. Păi, vorba aceea. Totul se plătește. Da? Și cât e amenda? Amenda, în orice caz, este mai mare decât banii pe care îi iau pentru prestarea serviciilor în folosul comunității. Da, e bine de știut și acest lucru că riscă inclusiv amendă și jandarmul la poartă. Adică... Da, eu zic că e ceva firesc. O să avem probleme cu cei care sunt programați târziu și eventual ori din cauza aglomerației, ori din cauza că au plecat târziu de acasă, nu ajung la timp. Aici prevăd eu întârzieri față de programul pe care l-am publicat. Deci aveți dreptate, programul nu va fi respectat nemțește, ceea ce eu tare mi-aș dori. Dar probabil că nu va fi. Probabil că nu. Da, mă, și tot așa ca și cetățean. Pentru că experiența dumneavoastră în administrație și în politică deopotrivă este una dintre cele mai mari în politica județeană. Ați făcut parte din UDMR și v-aș întreba un lucru ca și cetățean trăitor în România. Cum vedeți dumneavoastră declarațiile din ultima perioadă ale oficialilor maghiari? Acel îndemn ca reprezentanții autorităților ungare să nu participe la Ziua Națională a României, la tot felul de declarații, care, întrebarea mea este dacă fac bine sau nu, dincolo de relațiile diplomatice dintre cele două state, fac bine maghiarilor din România
și românilor din Ungaria mai puțin, căci nu este o comunitate atât de puternică și de vie, ca să spunem, ca și comunitatea maghiară din România. Deci comunității române din Ungaria sigur nu facem niciun rău, fiindcă ei n-au băgat de seamă acest lucru și au avut o sărbătoare foarte frumoasă la Jula, Jula românește, încât chiar mă bucur că nu au băgat de seamă aceste scântei diplomatice. Pe noi, partea maghiară, deci ne afectează în sensul în care aceste declarații inflamatoare prind la unii dintre prietenii noștri sau fac atmosferă în jurul nostru, fiindcă e neplăcut să ai o tensiune în jurul tău. În acest sens, bineînțeles că nu este ok. Bun, da. Pe de altă parte... Pe de altă parte, scuzați-mă, mai dau apă la moară unora de pe aici care visează Transilvanie autonom, Harghita Covasna, Ținutul Secuiesc rupt și autonom. Adică tot timpul se... Hai să lămurim noțiunile. Eu chiar vreau să le lămurim dumneavoastră, că e interesant așa. Deci... Mai ales că am avut aici invitați, știți bine, maghiari care au... Am avut dispute serioase pe tema autonomiei și independenței. Da, pentru că nici ei nu fac clar diferența de noțiune. Deci, teritoriile integrate în România, în ultima... De la 1918... 100 minus 2 ani. Da. Sunt la ora aceasta totalmente integrate și din toate punctele de vedere în cadrul statului român. Deci, statului național unitar, nu cum spune în Constituție. În Constituție acea sintagmă este eronată pentru că exclude pe toți ceilalți care nu sunt de etnici români. Trebuie să ținem cont de faptul că în partea mai de est a Europei, acel nationality nu înseamnă cetățenie, ci înseamnă etnicitate. Ori aici când s-a făcut Constituția nu s-a ținut cont de această diferență și s-a preluat sintagma Ad literam, care ultima dată a fost în Constituția lui Mussolini. Ceea ce nu este tocmai foarte ok. Bun, hai să vin înapoi. Deci, cei care... Dar minoritățile nu au drept în România drepturile din vremea lui Mussolini, trebuie să spunem. Și așa putem discuta, dar hai să terminăm cu partea cealaltă. Deci, oameni cu fluturi în cap au fost, sunt și vor fi întotdeauna. Să nu uităm că dintre ăștia, fiecare al milionului este câte un geniu. Și când ele toți fac rău, ăla unul face bine. Nu știu dacă se echilibrează, nu mă pricep la sociologie. Deci, din acest punct de vedere, este o aberație. Pe de altă parte, autonomie, în sensul descentralizării, în sensul lui de conducerii aproape de omul care trăiește pe acel teritoriu, este ceva foarte uzual în Europa de astăzi. Este corect. Și cred că aici nu avem o discuție. Este de dorit în România. În România trebuie să discutăm foarte mult de ce conține această noțiune, fiindcă, vedeți dumneavoastră, se face o confuzie teribilă între secesiune, autonomie și alte variante de rupere. Care nu le mai repet ca să nu dau idei la ăștia cu fluturii. Da. Deci... Și eu aș dori să fie autonomie. Da, toți ne dorim, da. E corectă? Era o sintagmă, știți, când se vorbeau și erau spiritele mai inflamate, cineva a spus că își dorește atât autonomie în Harghita Covasna, cât la Teleorman sau la Constanța. E corect? Nu, pentru că acel individ care vorbea așa, habar n-are de claritatea acestei noțiuni, indiferent de funcție pe care o avea în statul român. Pentru că autonomia trebuie să vină ca un fel de satisfacere a nevoilor populației de acolo. Ori dacă într-o regiune istorică a României nu este nevoie de așa ceva, din vari motive, atunci lor nu trebuie să le bagi pe gât autonomie. Într-o altă zonă istorică a României, în Banat, de exemplu, unde tradiția a făcut ca oamenii să fie obișnuiți să se autogospodărească, poate că majoritatea vrea să se autogospodărească. Nu e normal că având un stat național... Nu, întreb și eu. Având un stat, să ai, de exemplu, regionalizare făcut pe tot teritoriul statului numit România și să ai regiuni, da, regiuni, ca să te viitorul județe, să avem regiuni, mă rog, regiuni, fostele regiuni de dezvoltare, dacă vor rămâne așa, să ai regiuni și să fie o chestiune unitară, adică
modul de autonomie, nu știu, autonomie, adică, de exemplu, nu știu, să zicem că în regiunea vest și în regiunea est, să se știe că din banii strânși din impozite, 50% rămân acolo și sunt obligatoriu să fie folosit, să zicem, pentru învățământ, sănătate și cultură. Nu e normal să fie o chestiune și o chestiune unitară, dincolo de banii care vor pleca, desigur, la bugetul național pentru acea echilibrare care este peste tot în lume și așa mai departe. Chestiunea de unitar aplicat trebuie să fie la nivel de drept. Deci, în toate zonele, ținuturi, zone, regiuni, spune cum vrei, toți trebuie să aibă dreptul. Dar trebuie să aibă și dreptul de a nu-l utiliza. Ori aici, dacă ne uităm puțin mai la vest, unde există o astfel de tradiție, observăm că întotdeauna o regionalizare are un impact economic absolut pozitiv pe termen mediu. Bineînțeles că și asta după un timp obosește. Și putem lua exemplu și aici. Dar nu poți tu de la București să iei harta, țac, 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 ăștia 4, ăia 3, ăia 4, ăia 2, țoc, troc, troc, tot să faceți treaba asta. Nu se poate fi că nu suntem la fel toți. Nu toți avem aceleași necesități. Dreptul ăsta trebuie să fie unitar pe toată țara. Nu impunerea. Iar impunerea de sus în jos. Eu din statele, nu astea postcomuniste, din statele celelalte, am fost 6 ani membru al unei astfel de comisii, singura care a încercat regionalizarea de sus în jos este Suedia. Și am urmărit fenomenul de regionalizare suedez câțiva ani buni. A dat kicks. Nu face. Ceea ce înseamnă că vom rămâne la județe? Nu, ceea ce înseamnă că o să ajungem la un moment dat în care regiunile dezvoltate, nu cele glăgioase, ci cele dezvoltate, își vor impune punctul de vedere din punct de vedere economic. Și atunci, dacă în România se respectă egalitatea de șanse, atunci va apare o legislație care o să permită și celorlalți să facă. Bună. Regiunile dezvoltate... Chestia asta ungurească e bau-bau celor care nu vor să-și piardă peșcheșurile. Inclusiv a celor din UDMR? Unde trăim? Nu, dar asta cu peșcheșurile e corectă. Și chiar vreau să vă întreb, mergând pe ce spuneați dumneavoastră mai înainte, a spus așa, dacă am înțeles eu bine, cred că am înțeles bine, că regiunile dezvoltate, dar care nu fac mare gălăgie, adică zonele cu puternic dezvoltate, da, cum sunt București, este o zonă bine dezvoltată cu fostul sector agricol Ilfov, vestul, adică zona, regiunea de vest, care include, având centrul la Timișoara, Constanța... Putem să spunem Banat. Banat, da, e o discuție. Hunedoara nu-i Banat? Hunedoara a ajuns din... Aradul nu e... un Banat. Deci o discuție. Hunedoara a ajuns din greșeală aici. Și da, nu da, Aradul nu-i Banat. Aradul nu-i Banat. Dacă ne ducem dincolo de Mureș și le spunem că zbănățeni, cred că se cam supără. Pe de altă parte, dacă îi luăm pe orșoveni, vrea să fie bănățeni. Păi deci, granița a fost la Vârciorova, adică se vede, nici nu trebuie să treci cu mașina dintr-o parte în alta și îți dai seama că acolo a fost granița. Hai să lăsăm pe Dasă să ducească în pace și să întrebăm pe Gică și pe Hansi da, dacă corect. Vrea să fie în Banat, vrea să fie în Oltenia. Da, corect. Și dacă ei vor să fie în Oltenia, ok. Da, corect. Deși nu o să vrea, evident. Bun, de asta spuneam. Deci dumneavoastră spuneți că, practic, regiunile acestea dezvoltate vor da tonul legislației, pe când cele gălăgioase și... Aici mă gândesc că făceați referire, dacă greșesc să-mi spuneți, gen acea discuție despre zona Harkov, vor trebui să se supună până la urmă... Și ca Harkov și Teleorman. Și Teleorman. Așa, ca să fie, să fie echilibrate. Echilibru. Deci ziceți că ambele vor trebui să stea până la urmă, deciziile vor fi luate de marile regiuni economice care dau și banii la buget până la urmă. La un moment dat. Da, întrebarea mea este... Să punem cu pixul pe hârtie, cum să... Da, până la urmă, ca să se întâmple lucrul acesta, este o chestiune de decizie politică. Categoric. Și întrebarea mea, parlamentarii din aceste regiuni economice dezvoltate vor avea puterea și numărul ca să impună legea sau tot ceilalți care sunt mai puțin dezvoltați, dar sunt mai mulți, vor, având numărul, vor decide? Că e o chestiune și de aritmetică democratică, ca să zic așa. Atunci când tu îți dorești ceva, trebuie să-ți faci un plan.
Deci cei care doresc... Eu n-am văzut, îmi cer scuze, dar în vestul României, în Timiș și în Banat, n-am văzut niciun o mini-strategie locală, nu mai vorbim de o strategie de genul acesta care înseamnă strategie națională. Adică n-am văzut pic de viziune la domnii politicieni din Timiș. De-aia n-a început încă balul, fiindcă încă n-a apărut muzicanții. Ce n-a apărut? Muzicanții. Ah. Dar e inevitabil. Da. Deci, faptul că în ultimii 5 ani România merge spre centralizare în continuare, este chiar de aberant. Da, da, cu guverne care au fost și de stânga și de dreapta. Aici nu mai vorbim de o, hai să spunem, de o chestiune de decizie politică a unuia sau altuia. De exemplu, în aceste alegeri, eu nu am auzit un cuvânt de la niciun partid despre ce înseamnă descentralizare, alocarea resurselor către teritoriu. Nu s-a discutat lucrul acesta. Nu s-a discutat. Am auzit niște... Au fost acele bannere ale UDMR-ului care reușit să inflameze lucrurile și cam atât. După care s-a terminat. După două zile s-a închis povestea că... N-am voie să comentez, din păcate, că aș zâmbi cu mare plăcere la chestia asta. Deci tema trebuie scoasă din când în când. Deci, am înțeles. E ok. Din păcate, însă, aveți emisiuni electorale. Nu prea faceți de obicei așa, mai, că nu vreți să vă supărați pe nimeni. Nu se supără, nu, că nu vin la confruntări, că e greu, cu confruntările mai nou politice. Una din întrebări ar fi de ce întreprinderile mijlocii au fost trecute de la impozitul local la impozitul central. În ultimele două guverne. Inclusiv faptul că întreprinderile așa zis mari sunt toate concentrate ca impozit la Ministerul de Finanțe, deci practic la capitală, este o aberație în momentul în care se lucrează pe sisteme electronice cu server unii pe țară. Și de ce a fost nevoie ca ultimele două guverne să treacă și pe cei... Deci inclusiv actualul guvern, că a zis ultimele două, adică guvernul Ponta și guvernul Cioloș. Asta e un guvern care duce până la alegeri. Eu nu aveam așteptări ca să facă... Nu, da, în afară de studii, prognoze și, și planul pe termen mediu, altceva. E un guvern tehnocrat care duce alegeri. Da, mă rog, tehnocrat așa, într-un fel de... Mă scuzați, o formă de politică ascunsă așa, am mai pus-o perdea în față, că nu poți să fii, domnul Maroș, cum ar fi, știți cum e asta cu tehnocrații, ca și Dacian Cioloș, nu, el nu candidează, și o spun eu, nu o spun dumneavoastră ca reprezentant al guvernului, nu candidează de pe toate afișele, mă scuzați, acum să fiu prim-ministru, dar să nu mă bag în bătălie, adică mă abțin de la alte comentarii, că da, dumneavoastră nici atât le-am făcut eu, ce să zic? Un pronostic pentru buna desfășurare a alegerilor. Vom avea probleme în Timiș, ca să închidem așa, în zonă tehnocrată cu adevărat. Dacă aș avea încredere în previziunile meteorologilor, atunci aș putea spune cu voce tare că în Timiș nu o să avem probleme. De ce? Deci, pentru va fi, cum va fi? Ce spun meteorologii? Meteorologii spun că noaptea aceea când noi va trebui să aruncăm cu sacii în tir va fi un minus 2, minus 3. Și ziua? Ziua va fi înnorat, dar fără precipitații. Deci frig. Dacă ar fi așa, nu-i tocmai favorabil, aș prefera un plus 3 noaptea și ziua cu soare, dar dacă nu avem precipitații, atunci e bine. Atunci bun, dar dacă e cu minus, înseamnă că nu o să stea prea mult solele, o să se grăbească de saci. E un avantaj. Azi am avut o discuție cu comandantul ISU Timiș, care a venit cu niște idei extraordinar de bune și cred că nu o să se stea mult afară. E bine, ce să zic, vă doresc succes, să vă odihniți că o să vină mulțumesc. Niște zile de foc. Vă mulțumesc și sper să ne revedem după alegeri. De fapt, nu neapărat după alegeri, că o să avem puține emisiuni săptămâna viitoare, ci în ianuarie, să comentăm despre culise și să discutăm și despre administrație, că sunt o grămadă de lucruri importante de spus și de discutat. Vă mulțumesc, domnule Maro, și... Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, e bine, suntem pregătiți de alegeri și ce bine ar fi să votăm mâine. Eu aș vrea să votez mâine. Am o poftă de vot. Și eu merg la vot, așa că vă invit pe dumneavoastră să mergeți, pentru că dacă stăm acasă, nu avem dreptul,
în opinia mea umilă, să mai comentăm după aceea. Să mergem să votăm, indiferent cu cine. Chiar să ne anulăm votul. Eu mi-aș dori ca nemulțumirea populației față de clasa politică să sune așa, după numărarea voturilor. Pe primul loc, niciun partid, ci voturi anulate. Cred că asta ar fi adevăratul semnal pentru clasa politică, că ar trebui să mai schimbe lucrurile fundamental, nu numai de imagine. Până mâine seară, vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfârșit, o seară nebănuită.